În porturile de la malul mării se aflau în această dimineață 26 de nave fără operațiuni portuare. 16 dintre acestea erau în portul Constanța, 7 în portul Midia și 3 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări, miercuri erau 15 nave, 13 pentru portul Constanța și 2 pentru portul Midia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 15 martie, 47 de nave erau sub operare. 45 se aflau în portul Constanța și 2 în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau miercuri dimineață 18 nave. Dintre acestea, 14 așteptau pentru operare, iar 4 nu aveau operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 37 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim despre 14 nave străine și 23 de nave românești.